Apocalipsa capitolul 9, versetul 14 la 15 Și zicând îngerul al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare ofrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Când se va împlini capitolul 9 din cartea Apocalipsa, probabil vei fi răpit cu biserica, dacă ai avut o viață călăuzită de Duhul Sfânt, fără pată și zbârșitură, sau te vei afla în ecazul așa de mare, care va dura șapte ani și va trebui să fii rezistența să înfruzi toate orgiile care vor fi în cei șapte ani. Sau te vei găsi în locuința morților și vei aștepta judecata. Vom analiza Apocalipsa capitolul 9 și vom vedea și învăța câteva taine ca să ne pregătim și mai mult să intrăm în ascultare din dragoste față de Dumnezeu, să fim pregătiți pentru răpire, și nu de teama orgiilor care vor veni. Din potrivă, oamenii se vor grăbi să-L blesteme pe Dumnezeu, nu-i vor mai nega existența, dar vor alege deliberat să stea alături de satan, de demon și de ceilalți păcătoși. Aceasta este tema teribilă a capitolului 9 din Apocalipsa. Cele trei vaiuri descrise în cartea Apocalipsa sunt placa lăcuselor din adânc, plaga cailor și călăreților și aruncarea diavolului pe pământ, care vor îngrozi nespus de mult oamenii, care vor fi în cei șapte ani ai necazului așa de mare, apocaliptic, cum nu au mai fost niciodată și care va dura șapte ani. Aceste vaiuri sunt îngăduite de Dumnezeu sau reprezintă mânia lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului care au respins oferta de salvare prin Domnul Isus Hristos și nu s-au pocăit de faptele lor rele. Primele două vaiuri se întâmplă în Apocalipsa capitolul 9. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ și i s-a dat cheia fântânii adâncului, Apocalipsa capitolul 9, versetul 1. Durata acestei judecăți va fi de 5 luni exact ca și judecata lui Dumnezeu de pe vremea potopului, lucru scris în Apocalipsa capitolul 9, versetul 11 și Geneza capitolul 7, versetul 24. La această trâmbiță avem câteva simboluri sau personaje pe care trebuie să le identificăm. 1. Steaua care căzuse din cer pe pământ. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 1. Nu este vorba despre un meteorit, și este vorba despre o persoană: că i s-a dat cheia fântânei adâncului și a deschis fântâna adâncului. Simbolul reprezintă un înger al Domnului, dar nu căzut, și este un înger al Domnului din moment ce i s-a încredințat cheia fântânei adâncului. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 20. Căderea din cer nu trebuie înțeleasă ca și căderea lui Satan și a îngerilor lui. Ioan a văzut că acest înger a venit cu o viteză mare pe pământ. Unii comentatori ai cărții Apocalipsa mai susțin și variantă că steaua care căzuse din cer este identificarea lui Satan însuși. Lucifer a fost luceafrul Mare din Ordinul Heruvimilor. Textul nu ne spune că este o stea care cade și o stea care a căzut pe pământ. Acțiunea este la timpul trecut. Este un fapt încheiat. 2. Fântâna adâncului Fântâna adâncului este închisoarea duhurilor necurate, Luca capitol 8, versetul 31, 2 Petru capitolul 2 versetul 4 și Iuda capitolul 1 versetul 6. În adânc va fi aruncat și satana pentru o mie de ani, este scris în Apocalipsa capitolul 20 versetul 1 la 3. Adâncul nu trebuie confundat cu locuința morților, nici cu iazul de foc, locul pedepsei veșnice. Domnul Iisus deține cheia adâncului. Apocalipsa capitolul 1 versetul 18 și Apocalipsa capitolul 20 versetul 1 tot din adânc va apărea și fiara, care va face ravagii pe pământ. Apocalipsa capitolul 11, versetul 7 și Apocalipsa capitolul 17, versetul 8. Putem spune că adâncul este închisoarea temporară a îngerilor căzuți și a demonilor. Pentru ei, el este un loc temut de groază după reacția pe care a avut-o când a fost vorba să fie scoși din îndrăcitul din Gadara. Luca, capitolul 8, versetul 30 la 31. 3. Lăcustele demonice Lăcustele din Apocalipsa, capitolul 9, nu sunt însă din fauna pământului și din lumea spiritelor rele, din lumea demonilor. Ele sunt teribile la învățișare și necruțătoare ca acțiune. Nimeni în afară de cei pe pecetluiți de Dumnezeu nu va putea scăpa de asaltul lor. Nu se vor putea ascunde în case, nu vor putea să se închidă în peșteri sau în buncăre subterane. Ele vor putea pătrunde peste tot și vor înțepa pe toți cu o trava lor teribilă. Va fi groaznic pentru că oamenii vor căuta să scape de ele, dar nu vor putea, vor căuta să le omoare, dar sunt nemuritoare. Vor căuta atunci să se sinucidă, dar nici aceasta nu le este îngăduit de Dumnezeu. Lăcustele nu sunt niște lăcuste obișnuite, pentru că vin din adânc, unde au fost închise și unde este fumul unui cuptor mare. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 2. Aceste lăcuste nu seamănă cu lăcustele obișnuite, care se consumau și ca hrană. Aceste lăcuste au în împărat îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abadon iar pe grecește Apolion. Lăcustele obișnuite nu au un împărat peste ele. Proverbe, capitolul 30, versetul 27. Abadon sau Apolion înseamnă distrugătorul. Putem spune că aceste lăcuste sunt demoni din adânc, care îi vor chinui pe oameni cinci luni, dar nu pe toți, și doar pe cei care nu aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 4. În Apocalipsa capitolul 7 știm că pe pe frunte o vor avea numai cei 144 de pecetluiți între pecetea a 6 și a 7. Apocalipsa capitolul 7, versetul 3 la 4. Aceștia vor fi păziți în mod supranatural, aceștia vor fi păziți în mod supranatural de urgile din ecazul așa de mare apocaliptic, cum nu au mai fost niciodată, și de martiraj, Cea din tâine norocire sau vai a trecut. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 12. Trâmbița a șasea reprezintă al doilea vai, este scris în Apocalipsa, capitolul 9, versetul 13, la 21. Îngerul al 6-lea a sunat din trâmbiță și patru îngeri care se teau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați să omoare a treia parte din oameni. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 13 la 15. Aceasta va fi una dintre cele mai devastatoare judecăți întâlnite până acum în cartea Apocalipsa. Până la acest capitol, iar în final cea mai mare judecată va fi la venirea Domnului în slavă la Armagedon, Apocalipsa capitolul 19, versetul 21. Despre această judecată vorbește și profetul Ieremia, în capitolul 4, versetul 23 la 25, și Isaia, capitolul 13, versetul 9. Cei patru îngeri legați în Apocalipsa capitolul 9, versetul 14, la râul cel mare ofrat, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, este vorba despre îngerii căzuți pentru că îngerii Domnului nu sunt legați. Acești patru îngeri care erau legați la râul cel mare ofrat sunt căpetenii, care au sub comanda lor sute de milioane de demoni. Ei nu îi vor chinui pe oameni ca cei din Apocalipsa capitolul 9, de la 1 la 11, și ei vor omorâ a treia parte din omenire. Astăzi, dacă sunt aproximativ 8 miliarde de oameni, înseamnă că peste 2 miliarde de oameni vor muri la trâmbița a șasea. Oștierea acestei cavalerii demonice de 200 de milioane nu va fi vizibilă de către ochiul omenesc și, prin urmare, nu va fi nicio posibilitate de apărare. Biblia ne vorbește de cai și călăreți invizibili, exemplu în cazul răpirii prorocului Ilie la cer sau atunci când împăratul Sirie a trimis o oștire ca să-l pinde pe porocul Elisei. Invizibilă va fi și cavaleria îmbrăcată în alb, care la a doua venire a Domnului Isus cu Sfinții este descrisă în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11 la 14. Adeseori, în Biblie, duhurile necurate sunt simbolizate prin tot felul de animale. Decifrarea deci, cavaleriei demonice este redată în pasajele cărții Apocalipsa, capitolul 9, versetul 17 și 19. De asemenea, în Iov, capitolul 41, versetul 19 la 21, cei care vor rămâne în urma acestei judecăți ai acestui vai își vor împetri inima și nu se vor pocăi ca să îi dea slavă lui Dumnezeu. Ceilalți oameni care nu au fost uciși de aceste urci nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor din aur, din argint, din aramă, din piatră și din lemn, care nu pot să vadă, nici să audă, nici să umble. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 20. Astfel vom înțelege că cei care vor supraviețui nu vor mai putea să se pochească datorită faptului că activitatea demonică va fi așa de intensă încât va fi cu neputință o întoarcere la Dumnezeu. Motivul împietririi inimilor al acestor locuitori ai pământului din această perioadă de necaz apocaliptic este aceasta. Nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți înainte să fie răpită biserica. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru că toți cei ce nu au crezut adevărul să fie osândiți. Este scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10 și 12. Se va întâmpla ceva asemănător ca și cu faraon în Egipt, a cărui inimă s-a împietrit și nu s-a pocăit cu toate urgiile trimise împotriva țării sale, pentru că Dumnezeu avea în vedere o judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Am ajuns zile în care aceste sirene ale iadului își cântă de scânte cele lor ademenitoare, irezistibile, mai puternice decât toate glasurile predicatorilor neprihănirii care ne cheamă spre cer. Pentru toți aceia care refuză să vină la viață și să vină la lumină ca să aibă viață, vine o vreme când or să cadă sub pedeapsa lui Dumnezeu, lucru care este îngrozitor. Grozav lucruri se să cază în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Amin.